este strategia noastră pentru București? În primul rând trebuie ca să mă prezint oamenilor să mă cunoască. Asta este primul lucru. Eu sunt cunoscut în mediul meu, dar acum trebuie să mă cunoască și oamenii cărora le cer încrederea. Le prezint programul meu. La început am prezentat o viziune pentru București, care, foarte pe scurt, în trei puncte principale. Primul este că vreau ca să redau bucureștinilor pe cea de a trăi în orașul lor, pentru că acum orașul ne agresează, efectiv. Aglomerația, mizeria, dezordinea, indisciplina ne afectează pe toți și ne stresează. Scuze, ca să vă dau un exemplu. Mie îmi place urbanismul de foarte mult timp. Ascult foarte multe produse media de urbanism. Mă uit pe YouTube, ascult podcasturi și într-unul dintre ele care se chemau urbanism cognitiv, cineva a găsit intersecția dintre politici de dezvoltare urbană și politici de sănătate publică. Politicile urbane contribuie la sănătatea publică. Ce au făcut? Efectiv, cu mijloace sociologice, au pus pe niște oameni care mergeau în oraș de toate vârstele, niște senzori pentru apatul la inimă, pentru sistemul cardiorespirator, care să măsoare stresul. Când oamenii vedeau clădiri abandonate, părăsite, efectiv, se vedea cu instrumente medicale că erau stresați, le creștea ritmul cardiac, respirau altfel, mimica, totul. Ei măsurau aceste lucruri. Bine, aceasta este latura așa frumoasă, dar se traduce, de fapt, într-o sumă foarte mare pentru bani. Un moment. În momentul în care oamenii erau duși și vedeau fațade, clădiri frumoase, pline cu oameni, viață urbană, parcuri, în ce moment oamenii se destindeau? Există o legătură directă între politicile de sănătate, calitatea vieții și politicile de dezvoltare urbană. Eu, principalul meu punct este exact acesta. Vreau ca să redau bucureștenilor plăcerea de a trăi în orașul lor. Asta este principalul meu punct. Al doilea este că vreau ca să pun orașul pe baze solide. Bazele sale acum sunt șubrede. Rețeaua tehnică utilitară știți că stă să pleznească. Da? Nu s-au mai făcut investiții serioase în ea din anii 70. 80. Noi trăim pe o bază tehnică utilitară șubredă făcută de comuniști. Clădirile stau să ne cadă în cap. Da? Trebuie să le consolidăm și ca să le reintroducem în circuitul turistic și comercial, nu doar să le conservăm. E foarte important ca să fie pentru oameni clădirile, nu să fie acolo undeva, ci să intre în circuitul comercial cu soluții economice. Despre asta vreau să vorbesc foarte mult. Și trei, bazele administrative ale orașului cu 6 sectoare, cu 6 orașe într-unul singur, sunt la nivelul absurdului. Deci vreți să desfințați sectoarele? Vreau ca să mă uit pe un model de urbanism, să vreau să văd ce merge în Europa, la celelalte capitale, ce model de urbanism au vizat și ei. Comparativ, luăm ce merge și ce, și ne uităm la ceea ce n-ar merge și venim cu un model modern. Urbanismul este o știință care se dezvoltă ca orice altă știință. Noi am rămas pe acel sistem de organizare administrativă ca pe vremea comuniștilor, cu sistem centralizat. Nu mai corespunde realității. Facem niște analize și vedem care merge. Este administrația. Dumneavoastră vă referiți din punct de vedere administrativ la regândirea sectorului sau vă gândiți din punct de vedere urbanistic? Sunt două științe care se întrepătrund. Știința administrației și urbanismul până la urmă lucrează cu aceste de date. Da? Deci, din punct când ne gândim la administrație, vedem lucrurile doar din punct de vedere legal. Dar administrația presupune și politici de dezvoltare. Și aici am ajuns la urbanism. Deci, m-am uitat pe indicatori de dezvoltare ale sectoarelor, m-am uitat pe indicatori de locuire, m-am uitat pe indicatori de investiții, pe bugete, pe spațiu verde, pe tot ce ține, pe transport, pe utilități. Efectiv, noi bucureștenii trăim în 6 sectoare diferite. Dacă scalăm și tăiem competențe mai bine, le delimităm mai bine și ne gândim la o altă împărțire administrativă pe bază de identitate, pentru că asta contează pentru oameni. Omul, să știți că în București are deja identitate de dristorean, are identitate de baltă albă, de drumul taberei, de militar, de crângași, zona de nord, de cotroceni, da?
Deci propuneți o administrare pe cartiere, să înțeleg? Sau aveți o soluție concretă? Nu, sau deocamdată vă gândiți la acest lucru? Asta este o prioritate. Nu putem să o facem pe genunchi. Nu poate Ciucu să vină acum să zică că e cel mai bun model. Dar ceea ce este clar este că trebuie să găsim acel model și rapid și să-l propunem guvernului. Avem nevoie de o nouă lege a Bucureștiului. Cei de la Ministerul Dezvoltării cu care am discutat, da, asta e jobul meu, deja au o viziune. Trebuie să vedem dacă este cea care este bună sau nu. Și mă duc pe punctul 3 din viziunea pe care o propun. Ea se va concretiza, evident, și într-un program bine detaliat. Când și vom avea acest program? Săptămâna viitoare. Detaliat și fundamentat pe evidențe și pe date. Punctul 3 se referă la scoate corupția din primăria capitalei, pentru că și-a făcut casa acolo. Despre asta vorbesc și de eficientiza bugetul. Primarul capitalei a ieșit cu mâinile legate, da? A fost asta văzut să vă televizor. Întreb că este doar vârful icebergului. E mult mai mult decât ce s-a întâmplat cu Oprescu. Acum vă problema garantez. Este că mulți dintre cei care sunt care ar putea avea probleme cu corupția sunt funcționari publici. Este foarte greu să dai afară un funcționar public. O fi. Din experiența de până acum, primăria i-a dat afară pe câțiva și a trebuit să le plătească salariile pe nu știu câțiva și trebuie să le reîncadreze în câteva cazuri. Eu știu ce înseamnă managementul performanței, știu ce înseamnă management de resurse umane. Ideea dacă e ce se poate face concret, că așa, sigur, ne dorim toți lucruri bune, dar asta zic. Schimbăm legea. Pot să, acum, nu știu dacă lumea știe foarte mult, dar guvernul Cioloș acum are ca prioritate reforma administrației publice locale, da? Are o strategie pentru consolidarea administrației publice, așa au zis. Unul din aceste puncte se referă la acest lucru, la performanță deci, în funcția publică. Guvernului și a Parlamentului. Cum? Sunteți ca primar general, ca viitor primar general, să spunem, la mâna guvernului și nu a e adevărat. Sunt a doua funcție aleasă în stat după președinte. Am capitala, na, de că cineva o să port un standard foarte puternic. Adică nu stai de vorbă așa și trimiți la plimbare un om care reprezintă capitala unei țări, acolo unde funcționează și guvernul. Și ceva? Dacă nu fac ca mine, tai apa caldă și căldura. Am înțeles. Haideți să mergem un pic punctual. O să vă întreb pe fiecare capitol ce doriți să faceți. Și aș vrea să pornim cu transportul în comun. În acest moment autobuzele, tramvaiele, troleibuzele arată foarte rău, vin foarte greu, sunt vechi, nu s-au mai făcut investiții de ani de zile în flota RATB, s-au dat bani foarte puțin, anul trecut s-au dat circa 20 de milioane de lei pentru investiții. Întrebarea e ce veți face cu transportul în comun concret și de unde veți aduce bani pentru modernizarea flotei RATB, pentru că este vorba de aproape 1 miliard de euro. Da. Știu situația foarte bine de la RATB și mulțumită colegilor de la M10. E un departament foarte bun de politici publice. Am citit împreună raportul activitate al RATB. Gabriel Vaspuș coordonează departamentul de politici publice de la M10. Sunt și alți oameni acolo foarte bine pregătiți. Aici mergem cu două viteze. În primul rând, există un parc auto destul de dezvoltat al Bucureștiului, care nu este pus în folosință 100%. Gradul de folosință, dacă mi-aduc aminte bine, să-l putea să greșesc, dar e din memorie, undeva sub 60%. Din ce are acum în parcul auto? Păi restul nu este funcțional pentru că nu au piese de schimb. Nu este funcțional pentru că nu au piese de schimb. Da? Și atunci ce faci? Prima oară te uiți și aloci buget pentru piese de schimb, să-l faci funcțional. Bine, acum ne referim doar la autobuzele noi. Restul tramvaiele și troleibuzele sunt foarte vechi, au grad de uzură de peste 86 și este nevoie de unele noi. Eu pot să vă dau răspunsul politicianist, domne, că o să fac, că o să dreg, că o să iau fonduri de, da? Sau pot să vă dau răspunsul corect. Și trebuie să aveți încredere în mine că am viziunea pentru răspunsul corect pe termen scurt, dar că am și pe aia pe termen lung. Pe termen lung, asta adică, e logic, asta trebuie să faci pe termen scurt, da? Să folosești tot parcul auto sau cât mai mult din el. Pe termen lung, am în vedere accesarea de fonduri europene, sunt fonduri pentru așa ceva, inclusiv din fondurile. Știți că regiile nu pot accesa fonduri europene? Schimbăm statutul juridic, pentru că eu am în vedere o autoritate comună, metropolitană, în care să fie și Metrolescu și RATB-ul. Nu putem avea o soluție pentru București cu atâtea companii. Nu, trebuie să fie o autoritate comună și nu pentru București, atenție, ci pentru București, Ilfov.
Asta este diferența. Bucureștiul trebuie să devină o zonă urbană funcțională, pentru că acesta este conceptul care funcționează în toată Europa și lumea civilizată. Avem un plan de mobilitate București-Ilfov în acest moment, în decembrie, pus în dezbatere publică. L-am citit, are 780 de pagini. L-am aprofundat și despre ce este vorba în el. Dar noi trebuie să mergem pe un model de dezvoltare București-Ilfov, nu doar București. Este vorba iarăși de decizie politică care nu este la îndemâna primarului general. Trebuie să fie și Ilfovul de acord. Când s-a încercat proiectul cu zona metropolitană, Ilfovul comunele din Ilfov nu au fost de acord. Pentru că este spiritul lor. Trebuie să le arăți oamenilor ce au de câștigat în primul rând. Nu trebuie să le arăți ceea ce au de pierdut. Da? În Ilfov locuiesc foarte mulți oameni care lucrează în București. Da? Vin aici, viața lor, și culturală, dacă vreți, în primul rând, se duc să doarmă în Ilfov mai mult, da? Dar vin să trăiască în București. Da? Viața profesională aici se întâmplă. Mă gândesc la un sistem de transport integrat pe zona Ilfov cu regim tarifar diferențiat, care să cuprinde și zona Ilfov, dacă vreți. Mă gândesc la parcări, se cheamă park and ride, dar sunt puncte intermodale de transport pe care nu mai am unde să le fac acum pe centura, pe primul inel al capitalei, ca să-mi aglomerez iarăși Bucureștiul cu mașinile din Ilfov. Nu mai o să găsesc cu siguranță nici la intrarea în București pe centura capitalei așa cum e ea, vai de ea, nu o să găsesc să fac acest lucru. Dar ce vreau să fac? Vreau ca să le propun un sistem prin care pe principalele artere care intră în București să creăm aceste parcări și să tragem metrou până acolo de suprafață, care să conecteze rapid. Metrou iarăși nu este la primărie și nu depinde de dumneavoastră. Eu știu acest lucru, dar pe bune, taia pe caldă și căldura la Parlament și la Guvern, dacă nu mergem pe viziune modernă. Dom'le, nu mai putem să-l cropim. Metrou, centura, știu, nu sunt la București, la Ministerul Transportului, este absurd. Este absurd. Da? Vrem ca să mergem mai departe cu un model comunist de dezvoltare sau gândim planuri integrate pe bune. Stați să-mi termin ideea. Omul vine acolo și are un abonament. Cu el intră la parcare, cu el se urcă în metrou și nu mai face 50 de minute. Dacă îmi dați voie, din Otopeni. Dacă sunt mulți pe zona asta, Săftica, Snagov și așa mai departe, ci face 20 de minute până în centru. Și omul va fi stimulat. Nu-i voi pune taxe în plus ca să nu intre în centru. Dar va fi stimulat. Interesul meu, eu dacă pot să ajung mult mai repede, știți ceva, pentru acești oameni pe care îi vizez, timpul e foarte important. Sunt oameni tineri, oameni activi, s-au mutat acolo. Da? Ei dacă ajung în 20 de minute și nu în 50 de minute sau în 60 de minute în București și vor lăsa mașina acolo, vor pune cartela să intre în parcare și cu cartela asta se vor duce și cu metrou și cu RATB-ul. Deci trebuie să nu mai începem să crâpim, da? Ci trebuie să gândim planuri integrate de mobilitate urbană, așa cum toate capitalele moderne și în care lucrurile acestea funcționează. Pentru că tot vorbiți de transport în comun. Pe lângă faptul că flota este învechită, la transport în comun o mare problemă este că rămân autobuzele și tramvaiele și troleibuzele blocate în trafic. Cu ocazia asta aș vrea să vă întreb care este strategia de mobilitate. Ce propuneți pe partea de mobilitate? Păi se vede, nu? Odată îi voi determina pe cei din afara Bucureștiului să nu mai intre cu mașina de bună voie în centru. Cu aceste parcări, deci, park and ride. Cu aceste parcări și cu transport în comun. Și împingând foarte, foarte puternic pe centură, pe zona de centură, să terminăm centura și să o facem la standarde de autostradă la un moment dat. Da? Deja o parte din mașini au rămas în afara Bucureștiului și nu mai vin în centru. Deci se eliberează. Bine, asta în câți ani? Dom'le, nu pot să vă propun un program pentru mâine sau pentru la anul. Aveți încredere în mine că eu nu o să fur, că vin din zona asta de integritate și că pot să gândesc planuri. Vă întreb pentru că spuneți că ați citit planul de mobilitate. Planul ăla e pe 30 de ani. Încerc să, e pe 30 de ani și până 2030. Are 7 miliarde de euro bani. Adică e vorba de niște investiții pe termen foarte lung. Stați că sărim de la una la alta. Vă spun întrebarea cu cum fac sau după aceea la buget, că pot am și pe buget soluții. Deci o parte am scăpat de mașini. Da? Le las acolo. După care, ce fac? Asigur o penetrabilitate mai mare a RATB-ului, pentru că acum RATB-ul nu este foarte penetrant. Sunt zone, de exemplu, cartiere de case mari, care trebuie să mergi foarte mult până la Metrorex sau până la RATB. Da? O strategie integrată pe fluxuri. Uităm, doamne, câți oameni folosesc aici acest mijloc de transport și le asigur și lor transportul cu microbuze mai mici. Nu aduc microbuze în centru, dar pe acele cartiere le asigur accesul la o stație de RATB și la o stație de metro. Deci oamenii iară vor lăsa mașinile acasă. Transport în condiții de siguranță. Și după aceea țin foarte mult și la transportul alternativ.
iubesc Copenhaga, iubesc Amsterdamul, iubesc Londra, iubesc și Bucureștiul foarte mult, noi și mă enervez. De ce ăia pot și noi nu putem? Eu cred că putem și noi. Dacă dai omului posibilitatea să meargă în condiții de siguranță cu bicicleta, o va face. Aici e cheia, siguranță și civilizat. Și atunci iară mai decongestionez. Deci, parcări intermodale, transport alternativ, prin care ai contactul cu orașul, asta contribuie și la să scoți poluarea afară din oraș, să decongestionezi și RATB-ul va putea să circule mult mai bine. În Berlin oamenii, și de ce nu merg cu mașina? Că nu le place. De ce? Pentru că e atât de fain transportul în comun și bine sistematizat, e atât de bine să mergi cu bicicleta, să ai contact cu orașul, să poți să te oprești când vrei tu, să dai jos de pe bicicletă și să intri într-un magazin, e super, super. E vorba de alt stil de viață. Bine, discuția la pistele de bicicletă a fost n-ar fi suficient loc să se traseze pe marile bulevarde, pe unde ar fi mai... Da, nici la ceilalți, orașele vechi din Europa au spații mai mici decât Bucureștiul. Ok, ideea este să mai scoți nu punitiv, ci stimulativ mașinile din centru. Asta este ideea de bază. Bine, una dintre problemele mari este că se parchează pe prima bandă și prima bandă de circulație este ocupată de mașini parcate neregulamentar. Voilà. O mare parte din... Adică cauza problemei sunt primarii de sector care n-au făcut parcări între blocuri. De exemplu, la mine pe Colentina se parchează pe prima bandă pentru că oamenii n-au unde să parcheze. Până la urmă trebuie să le oferi o soluție. Eu de ce vă zic că e nevoie de o viziune integrată și v-am zis mai devreme de baze solide și administrative. Da? Adică eu vin cu o soluție integrată aici, cu o viziune integrată. Da, dar, de exemplu, la sectorul 2, pe domnul Onțanu, dacă va fi reales, cum îl convingeți dumneavoastră de viziunea asta integrată? Nu trebuie să conving pe Onțanu. Trebuie să conving Guvernul și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să vină cu o nouă lege a Bucureștiului, pe care voi trece prin referendum. Îi voi convinge pe București că Onțanu o să stea aici 4 ani, dacă o să mai stea. Da? După care, pe al doilea mandat, o să pot să livrez, acum voi pune bazele în primul mandat, voi începe lucrurile urgente și foarte importante, dar pe al doilea mandat voi moderniza Bucureștiul și voi implementa toată această viziune care este una integrată. Că vedeți că lucrurile sunt foarte, foarte conectate între ele și eu pot să le prezint într-un mod conectat și care să aibă legătură logică și conexiuni logice între ele. Următoarea întrebare este legată de o mare problemă cu care se confruntă Bucureștiul, Radetul, sistemul centralizat de încălzire. Anual, subvenția la Radet cumulează circa 600 de milioane de lei. Anul acesta a fost chiar 1 miliard din cele 4 miliarde cât are buget Primăria Capitalei. Ce veți face cu această subvenție și care sunt soluțiile pentru Radet? Oamenii trebuie să înțeleagă că aici e vorba, dacă nu e vorba de rea voință, este vorba de incompetență și prostie crasă. O foarte bună parte din banii pe care noi ca bucureșteni îi datorăm sau pe care voi să-i scoate de la noi se datorează prostiei și incompetenței. Pentru că avem de-a face cu două companii de stat, Radet și Elcen, unul furnizează agentul termic și unul distribuie, da? Și noi, Radetul are datorii la Elcen și o foarte bună parte, consistentă, aproape de jumătate din această datorie, sunt penalități. Adică statul prin companiile sale mă pune pe mine, bucureștean, și pe dumneavoastră să plătim penalități între propriile sale companii. Da, e absurd. Își aș bat joc de noi? Da? Cum au ajuns? Vreau să văd și eu pe deșteptul ăla care a venit cu soluția asta și să-i spun în față, domne, să-ți fie rușine. Și da? Care ar fi soluția? Le comasezi. S-a încercat și până acum. A fost chiar un memorandum în acest sens. Au făcut niște pași, dar totuși guvernul n-a vrut să dea primăriei... Dom'le, le tai căldura la... Deci, pe cuvântul meu... Guvernul, da? Nu, dacă îți pasă de București, dom'le, mă duc în fața guvernului și scot toți bucureștenii în fața guvernului și le explic care este miza. Dacă vor să tendească... Ai, da? Câți oameni sunt în București? Dacă îi vrea guvernul în fața bucureștenii, pe toți bucureștenii în fața acolo la Victorie, îi mergem cu toții. Dacă nu, fac referendum. Dacă nu, le tai căldura, apa caldă și curentul electric. Bine, la curentul electric nu cred că aveți. Nu pot, dar... Ok, spuneți ce faceți cu subvenția. Care e viziunea noastră pe termen lung cu subvenția? În acest moment primește toată lumea subvenție, indiferent că câștigă 500 de lei pe lună sau câștigă 5.000 de euro sau 10.000 de euro. Plus că acești bani ar putea fi, adică se duc într-o gaură neagră. Ei nu produc alți bani și nu produc investiții pentru București. Cum vedeți în timp?
Aici trebuie corelat foarte bine cu, și cu politica guvernului. Da? Sunt zone în care o să conving guvernul cu forța, sunt alte zone în care eu o să mă pliez și nu numai eu trebuie să fac chestia asta, ci toți primarii să facă asta, să colaborăm cu guvernul. Guvernul are o strategie antisărăcie, da? În care evidențiază care sunt grupurile vulnerabile. Eu cred că politicile locale trebuie să țină cont de definirea grupurilor vulnerabile așa cum o face guvernul și să venim cu o viziune care să fie și națională pe zona aceasta, da? Pentru că vorbim de echitate socială și vorbim de politici sociale. Astfel încât aș merge pe o viziune în care să definim la modul real și pe bune consumatorul vulnerabil. Adică să dați subvenție doar celor care au nevoie de ea. Să dau o subvenție mai mare sau diferențiată în funcție de venituri și celor care chiar nu își permit și îngheață în casă. Și eu personal n-am nevoie de subvenția asta. Dar eu câștig suficient de mult în munca mea încât să nu am pretenția ca cineva care are 5 copii, eu am doar un singur copil sau, și are o situație materială proastă și nu poate, la limita excluziei sociale, să-mi plătească mie subvenții. Da? Bine, dar cu pierderile pe care Radetul le are acum pe rețea și sunt aproape 30% și dacă se taie și subvenția, atunci va fi mai ieftin să ai centrală cu, pe gaz acasă decât să stai la Radet. Deci probabil că veți, o nebunie ce întâmplă la Radet. Veți ajunge la o debranșare în masă și... E o nebunie. Deci, asta v-am zis care este viziunea mea din punct de vedere, dacă vreți, ideologic. Viziunea mea este cu totul alta. Când vine vorba de lucruri concrete, o să mă orientez pe viziunea din punct de vedere ideologică, dar soluțiile vor fi tehnice. Eficientizarea, plătim prea mult, eficientizarea rețelei tehnico-edilitare. De ce? Ne-am împrumutat până acum ca să plătim la unii firul de crizantemă cu 310 lei bucata, teiul mic așa de la subțire cu 25 de milioane de lei vechi și banca cu aproximativ 3.000 de euro, că am vorbesc în lei și în euro, 1.200 de lei, 12.000 de lei, scuzați-mă. Dom'le, ne-am împrumutat ca să îi îmbogățim pe unii care au Porsche din primăria capitalei, sunt fel și fel de funcționari pe acolo care au super mașini, eu nu mi le permit. Da? Nu mi-aș permite o mașină cum au ăștia de la primăria capitalei, care nu o să zic că nu pot să-i dau afară. Da? Dom'le, ne împrumutăm. Este o realitate. Da, ne împrumutăm, dar nu ca să îi îmbogățim, domne, pe ăștia. Ne împrumutăm pentru noi, pentru a pune orașul pe baze solide. Adică găsim bani la Banca Europeană pentru investiții. Găsim bani inclusiv la guvern, găsim bani în fondurile structurale și de investiții, că de aceea se cheamă fonduri structurale și de investiții. Eu am lucrat pe așa ceva, eu știu exact de unde să scot banii ăștia și vin cu o viziune integrată, nu pentru azi, pentru mâine, ci pentru cel puțin 4-8 ani. De ce? Pentru că nu pot mâine să fac acest lucru din prima, ci ce fac? O iau pe quartale. Da? Vartal cu quartal. Vartal înseamnă o grupare de blocuri, da? Cu quartal. Aici mă duc și am rezolvat problema agentului termic pe quartalul ăsta, trec la următorul, la următorul, până am acoperit un sector. Asta mi-a un an de zile, da? În 6 ani, nu o să mai avem sectoare până atunci, dar ca să aibă oamenii ce se raporta, în 6 ani am acoperit-o Bucureștiu. Da? Bucățică cu bucățică și mă împrumut atenție. Ăștia s-au împrumutat ca să fure. Eu mă împrumut. Noi ne vom împrumuta de acum ca să punem orașul pe baze solide. Asta este miza. Oamenii nu știu că, Doamne ferește, la un cutremur, să fim și realiști, nu vreau numai să vând iluzii, să vând autostrăzi suspendate și să vând spitale, nu mai știu de care, mega spitale, nu. Trebuie să, oamenii să înțeleagă că trebuie să punem orașul pe baze foarte solide. Apropo că vorbiți de cutremur, ce faceți cu consolidarea, cu programul de consolidare, care până acum am 10 clădiri în 10 ani, cam asta a fost media, așa câte o clădire pe an. Mi-e silă de... Deci, dar cum cred, e o problemă cu acest program? E o mare problemă și soluția există, dar vor. Eu care ar fi soluția din punctul dumneavoastră de vedere? Trebuie să oferi omului garanția că în 4 luni, maxim 6, se va întoarce în casa lui. Vă spune că nu există locuințe publice și sociale. O să vă zic că au ascuns informația asta și că există. La AFI, Administrația Fondului Imobiliar, există aproximativ 12.000 astfel de
proprietăți. Cui sunt închiriate? Căror firme? Cine stă în ele? Mai stă vreun ziarist celebru prin ele? Care are bani mulți și BMW? Da? Cine stă în acele locuințe? Ei, eu pot să zic... Dar sunt oameni bătrâni care nu este nevoie de acordul tuturor proprietarilor. Dacă oamenii, dacă unul singur nu-și dea acordul, nu se poate consolida blocul. Și sunt bătrâni care nu doresc să-și dea acordul. Ce faceți în situația asta? Omul zice, nu poți să-l dai afară din casă. Sau poți, nu știu. Păi, omul va înțelege. Pentru că și lui e frică să-i pice casa în cap. Omul va înțelege și dacă tu... Vei începe la început, cu mai puțin, da? Și dacă vor vedea și să zică presa, da, domnule, Ciucu s-a ținut de cuvânt și a întors pe oameni în 4 luni înapoi în casă. Adică, concentreze sursele astfel încât să termin rapid acel imobil, da? Există. Dar credeți că tehnic vorbind e posibil să consolidezi o clădire în 4 luni? Un bloc? Da. Și în România. Se întâmplă chestia asta, nu în 4 luni, ok, în 6 luni. Eu cred că n-am nevoie, dă-se puțin. Adică dacă concentrezi resursa, omul trebuie să mai înțeleagă că există și instrumente financiare și trebuie să găsesc instrumente financiare din mediul privat. Pentru că, într-un fel, nu e doar ok să-i crești valoarea casei cuiva fără că să aibă nicio contribuție. Adică valoarea unui bloc sau unui apartament consolidat în centru, aici lângă Cismigiu, dacă vreți, acum este una, după consolidare va fi triplă sau va truplă. Deci trebuie să găsim cumva acele mecanisme astfel încât primăria să-și recupereze investiția. Păi primăria și acum își recuperează investiția, adică, se fac un împrumut, lucrările se fac în baza unui împrumut. Problema nu a fost niciodată banii la programul de consolidare sau una dintre, aceea a fost cea mai mică problemă. Problema a fost cu acordul, vă spun din experiență. Banii întotdeauna au fost, a dat și guvernul, a dat și primăria. Eu înțeleg pe oameni și le înțeleg punctul de vedere, dar și ei trebuie să înțeleagă. Și vor înțelege în momentul în care ei vor vedea că tu acționezi cu celeritate, rapid. Da? Vor înțelege acest lucru.